Pocăința este o realitate care nu se învechește, nu se încheie și nu se epuizează niciodată. Afirmăm acest lucru nu din punctul de vedere al grăirii despre ea, ci din prisma experienței ei. Niciodată nu va putea spune cineva în această lume, ajunge de acum, nu mai trebuie să mă pocăiesc. Dacă se întâmplă ca cineva să spună acest lucru, nu a ajuns încă la pocăință. Astfel m-am gândit, de dragul iubirii voastre, să vă grăiesc despre aceste lucruri. Important este să ne lumineze Dumnezeu ca să spunem ceea ce este după voia Lui spre folosul sufletelor noastre. Așa cum ne descoperă în Noul Testament, Domnul nostru Iisus Hristos, după ispitire, a plecat din Iudeia în Galileea, a lăsat Nazaretul și a plecat în noua sa țară, Capernaumul, unde și-a început predica. Și care era mesajul său? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Așa și-a început Domnul lucrarea sa publică. Dar Hristos a pecetluit toată lucrarea sa pe pământ cu porunca dată apostolilor, anume să propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor la toate neamurile. Și se va propovădui în numele său pocăința spre iertarea păcatelor, începând de la Ierusalim, ne spune Sfântul Evanghelist Luca în capitolul al 24-lea al Evangheliei sale. Apostolii trebuiau să înceapă propovăduirea de la Ierusalim și să ajungă până la marginile lumii. Și pentru ca să înțelegem mai bine de ce Domnul își începe și își încheie lucrarea sa pe pământ cu predicarea pocăinței, este nevoie să facem referire la primele zile ale omului. Așa cum știm, primii oameni n-au ținut porunca lui Dumnezeu și au căzut, iar această cădere i-a pus într-o postură dificilă. De aceea s-au grăbit să-și ascundă greșeala și pe ei înșiși de la fața lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a adus la lumină ceea ce ei se străduiau să țină în ascuns au alunecat într-o altă greșeală și mai mare. Dar înainte să trec mai departe, aș dori să adaug la acest aspect câteva lucruri pe care le consider a fi foarte necesare. Atunci când au căzut, primii oameni ar fi putut să reacționeze în următoarele trei moduri. Să consimtă că au păcătuit, să se căiască și să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Așa cum spun Sfinții Părinți, Dumnezeu i-ar fi iertat și ar fi rămas în continuare în rai. N-au făcut însă acest lucru, cel mai bun pentru ei. Al doilea mod de reacționare este exact cel pe care l-au ales ei. Și-au dat seama ce rău s-a întâmplat și s-au ascuns. Dar când Dumnezeu i-a chemat, în loc să se pocăiască, au încercat să se justifice. Așa cum citim în Sfânta Scriptură, Adam s-a îndreptățit pe sine pentru păcatul săvârșit, aruncând vina pe Eva, iar Eva, la rândul ei, a dat vina pe șarpe. Al treilea mod de reacționare era să rămână indiferenți, să nu le pese de cât de mult au căzut, de faptul că nu mai ascultă de Dumnezeu, ci de ei înșiși, și să înceapă o viață nouă, adică în tocmai cum se întâmplă cu omul de astăzi. Dar ar fi fost oarecum cu neputință pentru primii oameni să reacționeze astfel, deoarece ei cunoșteau pentru prima dată starea de păcat. V-aș ruga să luăm aminte asupra acestui aspect. Omul de astăzi nu ține seama că păcătuiește și că are nevoie de pocăință, pentru că nu mai conștientizează starea de păcat. Se depune la nivel mondial un efort ca să dispară conotația păcatului. Așa cum am spus și altădată, în Parlamentul Greciei s-au ridicat parlamentari care au afirmat că trebuie să schimbăm puțin Evanghelia, să scoatem cuvântul păcat, noțiunile de pocăință, izbăvire și altele. Adică Sfânta Evanghelie să devină un text pedagogic, social, care, într-un fel oarecare, ar putea să ajute oamenii. Niciun cuvânt despre faptul că omenirea se află în păcat că nu este împăcată cu Dumnezeu, că trebuie să conștientizeze acest lucru, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă luăm seama la viața noastră de zi cu zi, vom vedea că în noi toți, mai mult sau mai puțin, există pornirea nu doar să păcătuim, ci să ne simțim nevinovați, să nu simțim vina, să nu avem mustrări de conștiință și de multe ori, păcătuind, să credem că săvârșim o lucrare bine plăcută lui Dumnezeu. Așadar, primii oameni s-au îndreptățit și au alunecat într-o greșeală și mai mare. Dumnezeu a sosit, hotărât să ierte dacă își mărturiseau păcatul cu pocăință sinceră. Dar aceștia s-au îndreptățit. Și poate că au pierdut raiul nu pentru că au greșit, ci pentru că nu s-au pocăit, este de folos să aduc aici un citat din Sfântul Simeon, noul teolog. Îți spun ceva ce am spus și în trecut, dar într-un mod mai nedeslușit, iar acum ți-l voi spune mai limpede. Ce? Ascultă Dumnezeieștile scripturii care zic, și a spus Dumnezeului lui Adam după încălcarea poruncii, Adame, unde ești? De ce zice aceasta făcătorul tuturor? O face fiindcă voiește să-l aducă în simțirii, chemându-l la pocăință pe Adam. Adame, unde ești? Cunoaște-te pe tine. Ia seama bine că ești gol de harul pe care ți l-am dat. Ia aminte la veșmântul și la slava pe care le-ai pierdut. Adame, unde ești? Se îndreaptă spre acesta rugându-l și zicându-i, Cugetă, nefericitule, și ieși de unde ești ascuns. Crezi că poți să te ascunzi de mine? Spune, am păcătuit, Adică, Dumnezeu îl roagă pe Adam să spună am păcătuit. Dar nu spune aceasta. Mai ales eu, nenorocitul, nu spun acest lucru. Al meu este păcatul. Dar ce spunem? Mergând prin Rai, am auzit glasul tău și am cunoscut că sunt gol și m-am ascuns. Adică, după părerea unanimă a sfinților părinți, Adam și Eva, în loc să spună am păcătuit, ca Dumnezeu să ierte, au început să se îndreptățească. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am spus să nu mănânci? Înțelege adâncul cuvintelor înțelepciunii lui Dumnezeu. Ce spui a zis că sunt gol? Adică începe și cugetă. Păcatul tău vrei să-l ascunzi? Primul lucru pe care trebuia să-l spună era că a păcătuit și nimic altceva. Oare crezi că văd doar trupul tău, iar inima și mintea ta nu le văd? Te gândești să te ascunzi de mine? Nu știu eu ce ai făcut? Nu spui am păcătuit? Spune fericitule, da stăpâne, am încălcat porunca ta, ai milă de mine. Dar nu spune aceasta, nu se smerește, nu se pleacă, grumajii inimii lui sunt de fier. Dacă ar fi zis aceasta, ar fi rămas în rai, și întregul lanț al miilor de răutăți pe care le-a suferit, exilat în iad atâtea veacuri, le-ar fi biruit prin vorba lui de atunci. Adică, dacă Adam ar fi spus un cuvânt plin de simțire, ar fi scăpat de toate chinurile care au urmat, care de fapt sunt și suferințele noastre. Desigur, în această situație toți ne gândim ce rău ne-a făcut Adam. Adam a fost încercat, dar, venind și noi la existență, tot așa am fi fost încercați. Deci, ce am fi făcut? Acum că a venit Hristos și ne-a mântuit de păcat, într-adevăr ne-a mântuit de păcat, câți dintre noi rămânem credincioși voinței lui? Sau când păcătuim, câți dintre noi spunem am păcătuit? Ne mărturisim de grabă? Ne întoarcem repede la Dumnezeu din toată inima? Mai mult sau mai puțin, toți, în loc să spunem aceasta, încercăm să ne justificăm. Izvorul și cauza dramei tuturor oamenilor sunt în revolta și în îndepărtarea lor de Dumnezeu. Răul constă în faptul că nu vor să-și accepte greșeala lor, nu vor să se pocăiască. Orice alt lucru nu li se pare prea greu să-l facă, dar să se pocăiască nu vor. Să luăm aminte la acest aspect anume că nu ne este atât de greu să facem metanii, rugăciuni, milostenii, dacă vreți să ne și jertfim. Pe toate cele din afara noastră le facem cu mulțumire, nu ne este greu să le săvârșim. Dar când este vorba de pocăință, șovăim tare. Oare de ce? Cel care se pocăiește se smerește în fața lui Dumnezeu. Acestuia îi dispare egoul, încetează să mai existe, de acest lucru vrea să fugăm, să scape omul. Ca să scape de renunțarea la propriul eu, cu bucurie face multe altele. Așadar, oamenii nu vor să se pocăiască, n-au nicio pornire spre pocăință. Și dacă lucrurile îi silesc să-și accepte greșeala, se vor osteni să o justifice în mii de feluri ca să se dezvinovățească pe ei înșiși. Primii oameni s-au pocăit după cădere, așa cum ne spun Sfinții Părinți. De aceea Hristos, când s-a pogorât la iad, i-a eliberat mai întâi pe ei. De acest lucru cred că ne dăm seama toți, anume că orice ar fi făcut Adam și Eva, după ce au suferit atâtea după cădere, s-au pocăit după săvârșirea păcatului. De aceea, în reprezentarea iconografică a învierii, Așa cum o prezintă Biserica Ortodoxă, Hristos coboară la iad, unde strivește toate cu puterea sa Dumnezeiască. Există în toată această reprezentare a anvierii și câteva porți scăzute, zăvoare, cuie. Nimic nu a rămas la locul lui, toate au fost distruse. Hristos apucă cu o mână pe Adam și cu cealaltă pe Eva și îi mântuiește omenirea, în totalitatea ei, a apucat drumul îndepărtării de Creator. Iar Dumnezeu lucrează în orice fel ca să-L aducă pe om la simțire și la pocăință, dar El stăruie să rămână departe. Întreg Vechiul Testament și mai ales profețiile nu sunt nimic altceva decât o predică și o invitație la pocăință. Dumnezeu făgăduiește, trimite binefaceri, amenință, pedepsește, face totul ca să readucă făptura sa aproape. Alege poporul moștenirii sale ca să-l dea exemplu de pocăință și de întoarcere. Însă poporul acesta se arată tare în cerbice și netăiat prejur la inimă și la urechi. Când se pocăiește, o face de nevoie, superficial, iar nu de bunăvoie și din adâncul inimii pentru că simte urgia pedepsei lui Dumnezeu asupra lui, pare că se pocăiește, dar când trece urgia divină, revine la ale sale. Este un lucru pe care toți oamenii au obiceiul să-l facă. Când omul se află la ananghie, devine religios, se roagă, plânge și se gândește puțin și la păcatele lui. Când trece strâmtorarea, primejdia, amenințarea, el se întoarce din nou la ale sale, ceea ce înseamnă că pocăința lui nu a fost din convingere, ci de nevoie. Amintiți-vă de aceasta și învățați-vă, păcătoșilor, strigă Dumnezeu prin profetul Isaia. Întoarce-te, necredincioasă fică a lui Israel, repetă prin profetul Ieremia. La fel vestește și prin profetul Ezechiel. Pocăiți-vă și vă întoarceți de la toate nelegiuirile voastre, Întoarceți-vă către mine și atunci mă voi întoarce și eu către voi, zice Domnul Savaot prin profetul Zaharia. Dumnezeu, ca să încurajeze și să îndemne mai mult la pocăință, adaugă și următoarele prin profetul Ezechiel. Precum este adevărat că eu sunt viu, tot așa de adevărat este că eu nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea sa și să fie viu. Și ce face Dumnezeu? îl așteaptă pe necredincios să se pocăiască, pe cel păcătos să se întoarcă, pe cel care viețuiește în nesimțire să se căiască. Acest lucru îl face Dumnezeu. În timp ce el așteaptă pocăința omului, acesta o amână continuu și firește, acest lucru este plin de primejdie. De asemenea, Dumnezeu spune prin profetul Isaia, eu sunt acela care șterge păcatele tale și nu-și mai aduce aminte de fără de legile tale. Adume aminte ca să judecăm împreună. Fă tu însuți socoteala ca să te dezvinovățești. Această ultimă expresie o consemnează de obicei și îndreptarul de spovedanie, o rostesc și duhovnicii, anume că Dumnezeu așteaptă să spunem păcatul nostru, să ne mărturisim, să arătăm pocăință și ne va ierta. Dumnezeu pe toate ni le dă în har, însă așteaptă pocăința omului. Le amintește celor chemați la pocăință prin gura profetului Ioil că este Dumnezeu mult milostiv și îndelung răbdător. Și acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns și cu tânguire. Sfâșiați inimile și nu hainele voastre și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult milostiv, și îi pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. Poporul necredincios însă nu a luat seama la chemările lui Dumnezeu. De aceea, cu multă mâhnire, Dumnezeu spune, Întins am mâinile mele în toată vremea către un popor răzvrătit, care mergea pe căi silnice după cugetele sale. Dumnezeu ne va da să înțelegem într-o zi că în toată viața a alergat după noi și și-a întins mâinile sale rugându-ne să ne pocăim, ca să ne ierte, să ne izbăvească, să ne mântuiască, iar noi ne-am arătat necredincioși și răzvrătiți. Desigur, așa cum am spus, Dumnezeu nu s-a oprit doar la predici, făgăduințe și binefaceri, ci când a văzut că nu face nimic cu acestea, a folosit și biciul, dar din nou poporul împietrit la inimă rămânea nepocăit. O, Doamne, ochii Tăi nu privesc oare la adevăr? Tu îi bați pe ei și ei nu simt durerea. Tu îi pierzi și ei nu vor să ia învățătură. Și-au făcut obrazul mai vârtos decât piatra și nu vor să se întoarcă, zice prorocul Ieremia căci am bătut cu rugină și cu mălură și cu grindină toată munca mâinilor voastre, dar voi nu v-ați întors către mine, zice Domnul. Adică Dumnezeu a folosit atunci asemenea moduri de pedepsire și le va folosi întotdeauna. Când omul nu înțelege, Dumnezeu care îl iubește și vrea mântuirea lui, îi trimite mălură și grindină, vânturi care distrug recoltele, ploi și furtunii. Și ultimul dintre profeți, Sfântul Ioan Botezătorul, grăiește același lucru, propovăduiește pocăința. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El botează spre pocăință. Eu vă botez cu apă spre pocăință, zice el, și poruncește celor care se pocăiesc, faceți deci roade vrednice de pocăință.